În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, înghețurile și bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frânarea dezvoltării plantelor și încheierea prematură a ciclului de vegetație, ci chiar moartea parțială sau totală a acestora. În pomicultură, de exemplu, sunt deosebit de mari daunele înghețurilor de primăvară, care surprind pomii în plină floare, distrugând uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caișii, piersicii, vișinii, cireșii, mărul și nucul. De asemenea, sunt afectate și plantațiile viticole, îndeoseb soiurile timpurii. Temperaturile ce sunt în momentul de față pe nivelul, la nivelul județului Suceava cam influențează puțin agricultura județului. De ce spun asta? Normal, din popor se spune că după Sfântul Gheorghe se seamănă porumbul, se apropie Sfântul Gheorghe, iar agricultorii n-au semănat nici măcar un hectar de porumb, pentru că temperatura la sol este foarte mică. Pentru a putea semăna porumbul, avem nevoie de 7 grade dimineața, la ora 7 dimineața, 3 zile repetate. Și după cum se vede, nu le avem. De aceea cred că o să fie puțin întârziat semănatul la porumb. Ce ține de plantatul la cartof, avem în jur de 21%, aproape de 25% plantatul la nivelul județului Suceava. Arăturile de primăvară, ce ține de arăturile de primăvară, sunt în grafic, nu a fost chiar așa mult de arat, pentru că am avut o iarnă mai cu puțină zăpadă și agricultorii și-au putut ara terenurile. O problemă care o avem în momentul de față pe nivelul județului Suceava este cultura de rapiță, care este în jur de 50-55% calamitată, deoarece datorită gerului de astă iarnă, cultura de rapiță a înghețat. Culturile de câmp sunt afectate într-o proporție mai mică de înghețurile tardive de primăvară și timpurii de toamnă, având o sensibilitate mai redusă față de îngheț în aceste perioade. În marea majoritate a cazurilor, momentele critice în ciclul vegetativ, diferențierea organelor de reproducere, înflorire, fructificare, se produc în afara perioadelor de îngheț. Numai în cazurile rare, când înghețurile apar foarte târziu, culturile de câmp sunt afectate într-o proporție însemnată. Înghețul și bruma sunt fenomene meteorologice legate de scăderea temperaturii sub 0 grade în aer și la suprafața solului. În această primăvară, în Suceava, au fost mari probleme la cultivarea rapiței și a porumbului. În luna, după cum știți dumneavoastră, în luna august, iar rapița s-a semnat în luna august, în luna septembrie-octombrie a fost secetă, la sfârșitul octombrie au fost precipitații, rapița atunci a germinat și imediat a venit înghețul și a fost calamitată, iar agricultorii au cerut la nivelul Direcției Agricole și a instituției prefectului o comisie în care să poată constata calamitarea acestei culturi, pentru că lor li frică în urma că vor putea avea un control de la cei de la unitatea fiscală, vor avea un control și să facă dovada că nu fac evaziune fiscală, deoarece ei cultura au întors-o și rapița nu o au și trebuie să facă dovada în baza unui document că au întors cultura. Dar nu toată lumea o duce rău. Pe partea de produse tradiționale, treaba merge strună. O nouă firmă a obținut aprobare pentru producție, deși criteriile sunt drastice. Rețeta trebuie să fie veche de 30 de ani. Pe produse tradiționale chiar în zilele acestea s-a autorizat un agent economic cu Deluț Protcom, pot să spun și numele, pe 4 produse tradiționale: urdă, caș afumat, cașcaval afumat Deluț și îmi scap acum, în fine. Deci 4 produse tradiționale. Un producător din zona Câmpul Lung moldovenesc, iar cei care sunt producători care sunt procesatori, îi așteptăm la Direcția Agricolă pentru a se autoriza pe produse tradiționale. Știm că e o procedură mai greoaie pentru a se autoriza, pentru că trebuie să facă dovada unei rețete înscrise mai veche de 30 de ani, dar cei care o au
sunt așteptați. Cu toate că iarna nu a fost una grea, au fost mari probleme la ridicarea culturii de rapiță și totodată porumbul nu s-a putut semăna, deoarece pentru a avea un mediu propice sunt necesare 3 zile consecutive în care temperatura să fie de cel puțin 7 grade.